Nu mai pot sta liniștiți jucătorii de la Alo Magdanici când Wilhelmsson e la 40 de metri de poarta lor. L-am văzut mai devreme cu o execuție superbă din nou. Cere pasa, Wilhelmsson, minge, ajunge abia acum la el. Wilhelmsson șutează de piele și ce ocazie pentru Al Hilal. Noroc pentru Asaf Al-Gharni. Revedem șutul lui Wilhelmsson, deviat de cei drept. Minge a prins bara și să vedem dacă a trecut de linia porții. Nu. Jucătorul s-a apropiat de aceasta. O acțiune frumoasă a lui Al Hilal. Majed Belal a pus piciorul, a deviat acest balon trimis de Wilhelmsson. Era bătut Asaf Al-Gharni. A combinat apoi cu Al-Qahtani, însă baza n-a mai curs la fel de bine. Revedem această lovitură de cap a jucătorului cu numărul 20 de la Al-Wehda. Era Suleiman Amido, omul care i-a suflat mingea. Revedem ocazia. Are lovitură de la colțul terenului. Vine centrarea! Ne vedem centrarea perfectă a lui Wilhelmsson. A luat fața fundașului, foarte inteligent Al-Sawi. Nu e un jucător deosebit de înalt pentru un fundaș central, are doar 1,85 m, însă iată, s-a înălțat perfect la această fază, a plasat mingea impecabil. Belal găsește soluții lui Bucher, un șut, o încercare, Rădoi! Excelent, Rădoi respinge în stil caracteristic, dacă îmi dai voie. Nu se știe ce traiectorie putea lua această minge, dacă nu era doi. Preluare excelentă a lui Wilhelmsson. Wilhelmsson pe partea stângă se întoarce, așteaptă ajutoare. Acum o pasă cu călcâiul al lui Mirel Rădoi, Al Fraidi șutează, minge deviată. Au curs pasele minunat pentru echipa lui Olăroiu. Wilhelmsson și Rădoi au făcut spectacol.